Anul acesta a fost foarte bun pentru fermier, iar prețul roadelor pământului a fost unul foarte mare, iar aceștia au decis să-și utileze fermele cu adevărat. În zona noastră, în zona Olteniei, au fost foarte, foarte multe achiziții de utilaje. Pot spune că acum, în perioada aceasta, s-au stopat puțin, deoarece prețul inputurilor a luat-o în aer, datorită creșterilor, exact cum spuneați dumneavoastră mai devreme, electricitatea și gazul, prețul inputurilor a ajuns extraordinar de sus, iar fermierii s-au cam speriat și nu mai achiziționează atât de multe utilaje. Dar, din fericire, au început proiectele pe fonduri europene, și încercăm să găsim soluții în permanență, să fim alături de ei, cu finanțări din ce în ce mai bune, cu utilaje la care am încercat să facem chiar și promoții. Încercăm să le facem pachete de produse, tractor cu atașamente sau combină cu mai multe atașamente. Le găsim variante din ce în ce mai bune. Să sperăm că pandemia nu ne va mai afecta și mai mult de atât. Cele mai mari probleme pe care noi le avem și care fermierii le au în acest moment este că s-a ajuns la momentul în care ei pur și simplu nu mai întreabă prețul, întreabă termenul de livrare. Deci termenele de livrare au ajuns atât de mari, chiar avem, din păcate, unul din cele mai vândute încărcătoare telescopice ale noastre, a ajuns să aibă un termen de livrare de aprilie 2023, dacă este plătit avans pentru el luna aceasta. Nu știu ce să vă spun. Prețurile, oricum, utilajele fiind foarte mult bazate pe costul electricității și al fierului, au crescut și ele. Am avut, poate, la o anumită gamă de utilaje, poate am avut chiar și 6-7 scumpiri anul acesta. Cât au crescut, dacă e să vorbim în procente? Minim 5%, maxim aproape de 20%. Iar 20%, credeți-mă că este extraordinar de mult. Gândiți-vă că la un tractor sau la un utilaj de 100.000 de euro, înseamnă că s-au mai adăugat 20.000 de euro. Este enorm, este enorm, enorm și fermierii resimt acest lucru. Chiar dacă grânele au fost mult mai scumpe și au scos mult mai mulți bani, totuși, prețul este foarte mare. Să sperăm că ușor, ușor totul se va opri, pandemia nu va mai afecta aceste creșteri și vom putea să ne bucurăm de anii 2019-2020, când utilajele aveau prețuri omenești și se vindeau cu adevărat bine.